Intrată pe gazon cu o formulă de joc improvizată, reduta galben-albaștrilor a cedat în fața reușitelor semnate de Sandu, Borteianu, Lazăr și Căinari. Golul marcat de Vlad Stănescu din lovitură de pedapsă, având doar menirea de a salva onoarea grupării de pe areni. Înfrângerea suferită de Cetate este cu atât mai rușinoasă cu cât echipa din Gura Humorului a înregistrat cu ocazia acestui meci prima victorie în amicale. Până joi, echipa preluată din această vară de Ovidiu Călderuș înregistrase un singur rezultat de egalitate în 6 partide amicale. În ultimul meci de verificare al verii, Cetatea se va deplasa sâmbătă pe terenul uneia dintre viitoarele colege de serie CSM Râmnicu Sărat.